Măsurile anticriză adoptate de cabinetul Boc au dus la un echilibru în economia națională. Este o opinie exprimată de reprezentanții Uniunii Europene și ai Fondului Monetar Internațional. Aceștia preconizează o creștere economică peste cea a țărilor din zona euro, lucru care va permite chiar o creștere a salariilor și pensiilor. Chiar dacă, inițial, măsurile de austeritate au fost aspru judecate, persoanele care au avut timp să privească lucrurile dincolo de multitudinea de lucruri negative care erau sugerate de nespecialiști, au reușit să înțeleagă necesitatea acestor măsuri. Reprezentanții Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional apreciază că România va avea o creștere economică peste cea celor din zona euro. În condițiile astea, ce părere aveți despre fostul cabinet Boc? Păi, fostul cabinet Boc n-a fost un cabinet rău. Singurul lucru la lui care este un om foarte corect, cinstit, dar nu e impunător. După părerea mea, fostul cabinet Boc a făcut o grămadă de lucruri bune. E normal că nu poate mulțumi pe toți, dar trebuie să apreciem când ceva merge bine într-o țară, să mergem înainte pe ideea pe care a pornit, ca să putem să ajungem și noi într-un punct că de 20 de ani tot batem pasul pe loc, politicul nu-și mai spune punctul de vedere, deși politici fiind ar trebui toți să mergem în aceeași direcție, să tragem bine ideile mele cu ideile la altcineva. Nu să ținem cont dacă eu sunt de o culoare politică, nu fac bine sau să sperăm să fie totul bine. Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană au apreciat că România va avea o creștere economică peste statele din zona euro, care va duce la creșterea salariilor și a pensiilor. În aceste condiții, ce părere aveți de cabinetul Boc, fostul, și despre măsurile pe care aceștia le-au adoptat? Eu zic că măsurile au fost necesare, însă de acum încolo nu știu ce se va întâmpla. Am oarece îndoială pentru ce vine nou din urmă. Într-o parte bun pentru români? Sigur că da, a luat niște măsuri care pe toți ne-a durut, dar au fost necesare, gândesc. Trebuia să le ia. Oricine vrea să aibă un venit mai bun, dar să vedem de unde. Sunt bune luate măsurile, domnișoară, dar economia, să știți că numai cu criza asta financiară, care peste nu prea mult timp, ce să vă spun, apare criza mondială. Și era mai bine cu cabinetul lui domnul Boc, până acum.